Bine am regăsit la un nou video. De această dată nu o să facem un car vlog, dar tot despre Tesla o să vorbim. Înainte să începem, vreau să-i mulțumesc lui Noris pentru că a venit și ne ajută astăzi să filmăm, pentru că nu avea cine să mă filmeze când deschideam accesorile. V-am întrebat pe Instagram dacă vreți să facem un video cu accesorile pe care le-am luat la Tesla și majoritatea, cred că vreo 90%, 85% mi-a spus că da. Așa că astăzi asta facem. Am comandat câteva chestii de pe AliExpress și astăzi o să le deschidem să vedem ce chestii. Asta este doar o parte din accesoriile pe care le-am luat. Mai sunt o parte din accesorii de venit, inclusiv cea mai mișto chestie care schimbă aspectul mașinii nu a venit. Este o piesă destul de mare, destul de sensibilă și încă nu a plecat din China. Sunt unele care le-am comandat după și au venit. Dar hai să deschidem, să nu mai stă la discuții. Nu uitați acolo pe butonul de like. Am văzut că vă place foarte mult contentul cu mașina și o să continuăm dacă văd acolo suport cât mai mult din partea voastră. Pot să aleg eu? Da, hai că te las pe tine să alegi. Și pe ăsta pot să-l aleg? Ce crezi tu că ar fi aici? Nu știu, accesorii posibili pentru Tesla. Ce crezi că ar fi aici? Bă, teoretic, sper că sunt două chestii. Deci sunt multe chestii. Sper, adică teoretic erau în același pachet din câte am văzut că scrie acolo. Sper să fie două chestii aici. Un pachet l-am deschis deja, l-am instalat pe mașină în proporție de 50% și o să vă arăt imediat și ce chestii, pentru că unele chestii sunt destul de complicate de instalat și am zis să le instalez eu înainte. Presupune înainte să deschidem. Nu știu, ceva de scaun apar. Ceva de scaun? Da, am zis random. Bă, nu știu, e nu mă mai vizim. De spate așa, este practic... Hai să luăm un cutter de aici. Uhu, a venit cu trusalum. Da, și asta e tot la fel, o cheie dinamometrică ca să putem să scoatem roata, dacă e cazul să scoatem roata, pentru că nu ne-a venit așa ceva mașina. Sau cel puțin nu am fost eu atent dacă ne-a venit, habar n-am. Ce am observat la pachetele din China, sunt foarte urât ambalate, adică după părerea mea sunt destul de urât. Opa, ia fi antenă, vezi, sunt două chestii. Nu e nimic ca să se spargă aici. Primul chestie. Mai trebuie să mai dăm un contor. Așteptarea n-a luat sfârșit. Opa, 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 opa. Ce e aici, Noris? Ia zi tu-ne. Praguri? Ce aici? Nu e praguri, că e ceva. Bă, de spate. Trebuie să luăm neapărat, o altă chestie care trebuie să iau și nu am anticipat, trebuie să iau neapărat niște preșuri de cauciuc, că vine iarna și eu am efectiv mochetă în mașină. Știți cum o se facă la iarnă? Nu e combinație. Și practic aici trebuie să fie două chestii. Bă! Ce antenă, ești gata? Da, hai. Scoatem piesa de rezistență care mi-e place maxim. Ia pedale. Uite, pedale de performance, care arată bombă, îmi place foarte mult cu alumina asta. Bă, nici ce că poți să-ți iei așa ceva. Eu mi-am luat neapărat, că voiam neapărat, că nu-mi plac alea așa pe negru. E o chestie de fiță, efectiv, sunt chestii foarte ieftine, deci o să vreau să mă întreb acolo în comentarii. Cât credeți că m-au costat toate lucrurile pe care o să le arăt în acest video? Cât credeți voi că este un total și eu poate o să revin acolo cu un răspuns în comentarii. Aici avem niște pedale foarte ieftine, atâta pot să zic, care se montează destul de ușor, mai complicat un pic frâna, dar în rest accelerația e destul de ușor. Efectiv pui peste sau la frână trebuie să și scoți treaba. Așa. Este practic ce să mai. Ia uite ce aici am mâncat. Și asta. Direct Model 3, vezi? Este practic de asta, de portbagaj, știi? De cauciuc ca să nu se murdărească nebunii. De portbagaj, protecție. Dar numai că trebuie să-l desfac eu, știi? Trebuie să practic să stea un pic la căldură. Model 3 aici, este nou desfăcut și va trebui să-l țin eu la căldură un pic, cred că cu fionul ceva, ca să se facă cum trebuie, ca să pot să pun în mașină. Momentan, dacă l-aș pune, uitați-vă și voi cât de împachetat era. La fel, un preț destul de bun. Cred că a fost vreo $30. Asta. Deci, bombă. Uite cât de mică e chestia asta și vine tocmai din China. Uite și tu cât de urât i-am balat, știi? Zici că, zici că l-am împachetat eu și voiam să-l luăm la gunoi. Ceva gunoi aici, zici că e. Mă credeți că nici eu nu știu exact care și ce e aici? Dacă au ajuns unele pachete, că am comandat atâtea chestii cât nici nu știu ce au ajuns. Dar știu câteva chestii pe care le-am comandat, pentru că le-am comandat acum o lună. Ce e aici, mă? Gata, mă. Știu ce e asta, cred. Bam. Ce e asta, Noris? What? Ceva trepici, că e de GoPro. Am dat 5 lei cu tot cu transport pe chestia asta. 5 lei? Da, în total gen un lei. 5 lei pe asta. Ce e asta? Ia să vă arăt, hai în spate. What the fuck? Ce și-a luat bă băiatul ăsta? Și avem de ce să ne punem sacoșele acum, dacă vrem să ne ținem sacoșele. Te vezi, și rubez așa. Sau pe umbrașe. S-au gândit chinezii, efectiv, să monteze ceva și gata. Bam. Da, sau să prind ceva. Gata. Frumos, elegant cât de cât, super mișto arată. Gen, dacă vrei să-ți prindi ceva, o să stă foarte bine. Niște mici chestii care eu zic că sunt destul de ok. Hai să trecem la o de asta, că îmi place mie așa. Este o chestie super mișto care îmi va face spațiu pe consola centrală. Ce crezi că e asta? Nu știu, chiar nu știu. Ia să vezi aici. Ceva, spațiu? Depozitare? Da, ia fi antenă. Uite, frumos. Un sertăraș care vă arăt imediat unde se pune. Avem chestia asta, hai să vă arăt cum se pune și dacă se pune ca lumea cum trebuie. Ia uite. Mă. Și?
Loooo. Vezi ce misto? E tank si practic trebuie sa... A, sau de aici, nu stiu. Vezi, practic acolo poți sa ascunzi chestii si poți sa lasi doar spațiul ăla. Știi? Ba, se si inchide, ma. Da, așa, bam. Și poate unul care nu se pricepe n-ar crede că poate mai e ceva pe acolo. Și bam. Oricum mai sunt câteva accesorii care o să-mi facă niște spații secrete în Tesla, pe care unii oameni nu o să le știe, dar încă n-au venit accesoriile respective. Sunt tot pe aici, prin față, niște locuri unde cu niște accesorii poți să faci niște spații secrete. Aici nu e chiar secret, că îți dai seama destul de ușor, dar mai sunt niște chestii. Și la fel, a fost destul de ieftin, mi se pare că a fost vreo 35 de lei, 40 de lei, ceva de genul ăsta. Adică eu zic că e destul de ok și arată mai mișto. Ce avem aici? Stai că vă zic imediat. E surpriză. Ioi. Văd logo-ul de la Tesla. Ia antena aici ce avem. Sunt patru de astea. Ce crezi că sunt astea? La centură? Nu. Uite cum arată. Cam așa arată. Este tot la fel o chestie care îmbunătățește aspectul. Punem prima chestie. Cam așa arată. Și hai să renoriz. Uite, aici se pune. Și bam, merge treaba? Bă, eu zic că... Și arată mai bine, părerea mea. Se vede și logo așa și fiți un finuț, știi? Nu e ceva, știi? Cut. Asta nu știu ce e. Dar ți-au venit toate dintr-o dată sau pe rând? Nu, mi-au venit etapizat, asta e ideea. Astăzi mi-a venit asta și aia mare. Și mai sunt de venit chestia. Shadow light. Shadow light. Ui, pe laterale, pe la uși. Pe la uși? Da, cu mare Mercedes-ul, știi? La jos? Da, la luminile alea. Ți-ai dat seama? Un fel de Mercedes ambiental de ăla, știi, cu lumini. Mașina are lumină, mă înțelegeți? Numai că o să facem noi o șmecherie mai pe seară, în care o să instalăm nebunile astea, să vedeți ce ne arată după. O, să nu mă calce. Deci e așa dreptunghiulară, ce-o fi aici? Ceva la cotieră. No. Ce mă asta? Ce e asta? Ventilator? Filtru de aer. Filtru? Da, pentru că mașina nu vine cu așa ceva. Și aici mai avem și grila. Ca să înțelegeți de ce am luat un filtru și grila asta, ok? Aici, practic. Mamă, în viața mea n-am văzut așa ceva. Dar ia uita și avem noi aici. Parcă deja a trecut murdărie. Da, da, se vede. Știi? Ideea e că pe aici intră aerul mie. Eu aerul ăsta îl respir. Și după cum vezi, toată protecția mea este asta. Și de asta am luat așa ceva, care o să mă facă să nu cumva să mai ajungă ceva prost la aici, la respirație, știi? Pentru că poate ajung gen niște chestii neplăcute pe acolo, o frunză, o ceva neplăcute, un gândac, naiba știe ce ajunge. Că prin chestia asta poate să treacă niște chestii destul de mari, după cum vezi, da? Prin chestia asta și asta nu prea mai intră, știi? Așa se pune. Și după aceea punem filtru, frumos, avem și filtru. Și uite, se vede că stă destul de ok. Și după ce facem toată nebunia asta, uite, frunze deja au ajuns pe aici, știi? Adică e nașpa. Așa. Și acum hai să vedem dacă știm să închidem treaba asta. Suntem băieți de scurcăresc sau salut? Problema este că dacă cumva intra ceva acolo, era mai greu de scos. Acum am prevenit orice problemă și o să fie un aer mult mai curat. Sigura problema este că acum s-ar putea să fie o mică diferență la viteză când o să dau eu acolo de pe navigație să-mi dea cu viteză, s-ar putea să fie un pic mai greoaie. Avem aici o cutie. Ce crezi că e aici? Speed Park. N-are nicio legătură. Nu suntem sponsorizați. Ce crezi că e asta? Uite, știu câte ciobita a venit aici, mă. Chinezi ăștia. Nu știu, așa. De afară sau interior? Interior. Ceva la volan? Nu, uite. Ce este, mă, că asta e pensula cu care desenam când eram mic. Asta este ambientala care va veni pe bord, încă nu am montat-o, dar am montat cea de pe consola centrală. O să vă arăt imediat în cadrele următoare și cum arată în mașină instalată deja cea de pe consola principală și trebuie să o instalez și cea de pe bord. Asta este ustensilea care mă ajută să o bag frumos acolo, cum avem niște duct tape pe aici ca să lipim cum trebuie. Momentan nu am folosit. Și acum hai să vă arăt un pic cum se vede și noaptea ambientala pe interior. Ca să înțelegeți de ce am luat niște pedale, așa vine pe modelele Long Range și Standard Range Plus. Doar pe performance primim pedalele astea de aluminium, dar le poți lua foarte lejer de pe net și nu mai știu exact cât erau, dar oricum erau destul de ieftine și practic arată mult mai ok. Mie-mi plac. Am ajuns până în ferentar de unde stau eu ca să ne ajute tatăl Nori să instalăm pedalele astea. N-aveți idee cât de greu sunt de instalat, dar într-un final eu zic că arată foarte mișto, adică chiar se vede diferența clară. Și acum o să ne băgăm să modificăm luminile astea pe care le vedeți aici. Luminile astea o să vreau să le modific cu ceva mai luminos și care o să se vadă mișto rău de tot.
Cam așa se vede ambientala, guys, instalată de mine pe consola centrală. Este practic 50% din ambientală. Și cam așa se vede și partea din spate din ambientală. Eu zic că pentru aproximativ 20 de euro, 20 de dolari, cred că și un pic transportul, vreo 5 dolari, ceva de genul. Practic este RGB și o să pot să o controlez din telefon, reacționează și la piese, e super mișto. Și o să mai trebuiască să instalez de-a lungul bordului aici frumos încă una și zic o să arate bombă. Exact ca în poza asta de pe ecran care o să vă pun eu acum, cam așa ar trebui să arate și la mașina asta. Am instalat luminile de la uși și arată cam așa. Cam așa arată, frate. Ia uite ce frumos arată aici logo-ul. Frumos, pedalele de aluminiu care acum nu prea se văd că e întuneric. Ambiental aici era deja instalată, nu e astăzi instalată. Cum e senzația? Ești că mă simt într-un Mercedes. Bă, deci chiar e mișto asta. Și când o să vină ambientala și aici sus, e ce trebuie, e ce trebuie. Cam asta a fost prima parte de episod de accesorii. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo pe butonul de like să vă abonați dacă sunteți noi. Și dacă vreți să vedeți o parte a doua când instalăm celelalte accesorii, implicit o chestie destul de mișto la mașină care o să schimbe foarte mult aspectul exterior al mașinii. Dacă v-ați dat seama la ce mă refer, spuneți-mi acolo în comentarii că nu e greu să vă dați seama. Și ne auzim data viitoare, vă pup, ciao!